Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clip pe canal. În acest clip vom face un unboxing unui volan. Ce bine mă văd și aici. Bun, unui volan se numește Thrustmaster TMX Force Feedback. Cam așa este. Este deja desfăcut din păcate. O să vi-l arăt. Știți că m-am jucat eu cu el. Avem aici ceva super șmecher. Oh, dar ce avem noi aici? Și încă am goală, forever alone. Ok, glumeam. O mică glumă de-a mea. Oh! Păi, dacă tot e unboxing, să fie ca la carte. Avem aici, am primit două. Nu mă întrebați de ce. Bine, unul îl voi da înapoi. Într-un fel, într-o parte, pe scurt, pe mare. Am făcut un parteneriat cu cei de la PC Coolers. Aveți site-ul lor în descriere și aveți și volanul în descriere. M-am jucat toată ziua cu el, frate. E genial, 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 genial. Și azi o să mă joc. Și o să mă mai joc bimnegiuie și chestii. E șmecher. Și... bine, nu știu prea multe detalii. N-am întrebat. Dar în mare eu vă prezint vouă acest volanel. Care, băi frate, deci... eu aveam o râșniță. O râșniță de volan înainte undeva pe la 300 de lei. 300 de lei face. Adică... merge așa, știi? Avea un arc care îl dădea înapoi și aia e. Făcând ăsta, doamne, deci nu-mi venea să cred cum e. Și de obicei mă bucur la chestii care sunt șmechere. Și nu mai scăpam de zâmbetul de pe buze, știi? Când am văzut cum face, cum are feedback-ul și toate alea. Adică era genial. Nu prea pot să fac să simțiți voi cum e volanul, dar... în mare e super, super șmecher. O să dăm noi jos toată asta de pe el și o să vă arăt ce conține acest volanel. Și tot de la această firmă, Thrustmaster, o să-mi cumpăr eu, dar nu acum, un schimbător și niște pedale cu ambreiaj. Dar trebuie să strâng niței bani. Că știți că am și motocicleta la reparat. Văd ce primește și de ziua mea că vine acușa. Și aia e. Și vreau să-mi iau și Xbox. Să mă joc Forza Horizon. Da, 3. Pe acolo. Horizon, na, să fie corect. Că doar știm romengleză de asta. Și acum termină aici frumos. Nu vreau să rup, gata. De ajuns. Acum intră cioban în acțiune. Bine, nu știu exact de ce e atât de mult ciolofan, vreau să zic, dar da. Adică, nu știu, putea să fie mult mai puțin din punctul meu de vedere. Mamă, bă, da, să aici ca lumea, vreau să zic. Și a fost o fază. Trebuia să fac unboxing la unul gen... așa. Adică nu știu acum la care trebuia să fac. Am înțeles că la cel sigilat. Ambele sigilate. Adică în acest fel. Oricum, conținutul este același. Și ca test să vedeți cum funcționează totul, aveți un clip în descriere. Ăsta e celălalt, ca să știți. Am făcut pe ăla de sigilatul eu. Repet, am două. Ok? Și din păcate, l-am luat pe celălalt. Ca așa e frumos. Bine, n-am știut, repet, n-am avut idee care e sigilat, care nu e de sigilat. Mai puțin important asta. Faza e că eu o să vă arăt ce conține cutia, ce primiți dacă îl cumpărați și vă las și niște clipuri să vedeți cum funcționează. Cum am jucat eu cu el, evident. Deci nu e prea mare problemă asta. Îmi pare rău pentru încurcătură. Se mai întâmplă. Băi, o chestie ciudată o să observați. O chestie foarte, foarte ciudată. Băi... nu am priceput niciodată să scot chestiile astea. Are, nu știu acum dacă aveți ceva de genul sau sunteți familiari, volanul ăsta îl bagi în priză. Și asta mi s-a părut mie destul de
ciudat. Adică eram ceva de genul, bă, stai, trebuie să-l bag în priză sau nu? Și de asta eram mai așa, în dubii, știi? Degetul meu! Au! Cum se tărenești? Așa. Da, îi scot suportul, vi-l prezint imediat. Și putea mai puțin să fie înfiletat. Gata. Ok, bun. Oricum le scoteam pe toate, deci nu-i problemă. Așa. Vreau să dau cutia la o parte, nu de alta. Nimeni nu are nevoie de cutie. Oh my god. Vi le prezint pe rând, că nu vreau să stau cu cutia pe birou. Evident. Bun, o să începem cu o chestie mai... Na, manualul, uitați cât e. Și na, uite ce am făcut eu pentru unboxing. Aici m-am hârjunit de tot, se vede. Și doare. Ditai manualul aici. Nu-l desfac, că e un manual normal. Ăla las încălcit. Îl avem pe ăsta, deci am două, ca să știți. Unul îl voi da înapoi. Volanul are unghiul de rotație 900 de grade, ceea ce e foarte șmecher. Apropo, eu nu prea dau detalii, doar unboxing, chestii și ce mai îmi aminte și eu pe acolo. Faza e că oricum le vedeți în clipuri la mine când mă joc. 900 de grade în fiecare parte și ce-mi place, sunetul. Adică probabil auziți și voi. Era și șmecher dacă aveam un fel de măsuță, gata, mi-am făcut rost de măsuță. Mă ridică cu mâna. Se dă și atât. Și probabil ați observat cum mă jucam eu în clipulețul meu cu jocuri. Acum, orică le iau pe alea, orică le iau pe astea, e aceeași chestie. Pedalele se conectează Ethernet, cred că este... Gata. Da, mă ridică cu firele. Mă ridică fără fire. Gata, le-am rezolvat. Avem aici, ăsta se bagă în spate la volan și ce-mi place la volanul ăsta, merge să conectez la el alte pedale de la aceeași firmă, evident, și merge să conectez și schimbătorul H-shifter-ul acela. Avem aici în spate unde intră pedalele și unde intră probabil schimbătorul, așa cred eu. Sistemul de prindere e șmecher, de ce? Nu e gen l-ai pus pe buza biroului și atât. Iese mai în afară și se prinde șmecher cu astea. Ăsta se pune așa frumos. Se prinde aici ceva, mâna, ceva gen mâna mea birou, așa. Se bagă șurubelul și aia se strânge. Și șmecher. Ce mai îmi place la volanul ăsta? Merge la Xbox One. Adică, bam, avem aici... Am apăsat odată pe el, s-a prins el și pe aici. Mod, s-a schimbat culoarea, normal e roșu. N-are lumini pe el, mi-ar fi plăcut să aibă gen aici, nu știu. Dar e ok și după cum puteți observa, sunt butoanele de pe un controller de Xbox. Repet, merge și la Xbox One. Nu știu dacă merge și la 360. Nu specifică, nu zice. Pe cutie scrie doar... Xbox. Deci, na, acolo am văzut că scrie Xbox One. Alte chestii ce ar mai avea... mărimea... Bă, da. Stai, italiană, n-are... E English, please. N-are, mă, English. Avem English pe partea asta. Avem, bun. Este un volan 28 de centimetri. Are el mărimea gen, 900 de grade se rotește, ceea ce e super șmecher, se poate seta de la 270, al meu avea 180, ba nu, n-avea 100, sau pe acolo, în fine. Se poate seta, este reglabil între 270 și 900 de grade. Dar ce-mi place mie, nu specific aici. Ia, stai, Xbox One, doar Xbox One. Nu specifică nimic de 360. Ce-mi place mie la volanul ăsta, ce îl face șmecher pentru mine și în banii lui, e faza că, mă, vibrațiile alea, de fapt, nu sunt chiar vibrații.
nu am observat să existe vibrații. E mai diferit. Adică, de exemplu, dacă eu țin volanul așa și dau într-o groapă, pur și simplu, parcă simt că volanul se lasă pe partea unde am lovit și se trage el așa într-o parte și e super șmecher. Nu are vibrații cum are un controller, cum are celălalt volan al meu care... Nu mai merge. Dar chestia asta e... cred că tocmai l-am scuipat. chestia asta e super, super, super șmecheră. Bine, ori că e ăla, ori că e ăla, eu tot trebuie să le împachetez și să nu uităm. Îl trimit cu asta înapoi. Da, e șmecheră. Pe acolo îl sigilez la loc și e tot ok. Ce am greșit eu? Că nu știam care e sigilat, care nu e desigilat. Și totuși am vrut să-l desfac cu chestia. Oricum, conținutul e la fel. Voi primiți totul în pungi frumos. Nu mai am pungile pe aici, îmi pare rău. Sunt cu chestii, mutări chestii. Deci, în mare, volanul e șmecher și îl voi folosi în fiecare clip în care o să mă joc cu ceva racing mașini. Așa arată, nu știu, 7 kg am citit că are. Aici avem o zonă cauciucată și plastic. Nu e un plastic de la să zici că, bă, l-ai strâns puțin, se rupe. Nu, chiar e ca lumea. E ca lumea tot. Miroase a nou. Deci e foarte, foarte șmecher. Și acum am realizat că l-am folosit pe la nou. Dar nu-i diferență. Nu se supără nimeni. Adică... În fine, și faza cu cei de la PC Coolers o să apară în descriere ca sponsori. Așa gândesc eu că e mai ok. Când voi folosi volanul respectiv, acesta sau dacă mi-au eu altul sau mai știu eu ce, găsiți în descriere un link întotdeauna când mă voi juca cu el, un link către volan, un link către magazin, că o să fie în descriere la sponsori și pe banner o să vedeți frumos acolo PC Coolers și nu știu dacă ar mai fi ceva, o să văd, dar cred că e destul de ok linkurile. Da. Și probabil mic la facecam PC Coolers. Adică... Na, au, au, m-am tăiat. A doua oară. Bună mă băieți, deci cam atâta. Găsiți astea. Io te bă, de vezi dacă sunt căzut de pe... Așa. Da, la pedale se pot monta și pe un... cockpit de la, nu știu cum se numește. Are aici niște prinderi și acum am observat că poți să duci cablul și pe partea cealaltă. Imaginați-vă că eu stăteam cu cablul ăsta așa, ca să mă pot juca. Și acum mi-am dat seama, pedalele sunt normale, plastic, ce îmi place, se apasă ok, frâna se apasă mai greu, să ai un control bun asupra ei, nu se duce așa direct și ți-ai blocat roțile sau dacă mașina are ABS, nu ai blocat roțile. Oricum, na, cam așa arată, avem aici frumos USB-ul și ăsta de-l băgăm în priză. A trebuit să-mi cumpăr un de ăla să-mi măresc prelungitorul, într-un fel de a spune chestia asta. Deoarece nu mai aveam loc deloc, că am și luminile, am și mai multe, că altfel s-ar vedea beznă pe aici. Și cred că... E ok, în fine, ce am luat eu pentru priză. Bun, deci cam acesta este volanul. Alte specificații, nu prea am ce să vă zic, ca la un volan normal, frate. Pedalele astea, sunt metalice. Și nu dau impresia că se rup. Ca la alte volane, zic eu. Bun, deci în mare e un volan foarte ok, o să-l vedeți. Cât o să mă joc eu jocuri de racing, dacă e să mă apuc și să fac rost de Xbox One, să-mi cumpăr unul, dar, repet, vreau să-mi iau și schimbător, și pedale, și Xbox, și joc, și plancă de captură, și să ne par și motocicleta, da, sunt multe, știi, și în câteva luni probabil o să avem, și volanul îl vom folosi în fiecare clip de racing. Bun, vă las câteva linkuri în descriere, îl găsiți în magazine din România.
Nu mai scriem acolo. Le găsiți în magazinele din România, nu știu exact prețul, undeva la 899 de lei, 900 de lei, ceea ce pare mult într-un fel, dar nu este. După principiul meu, frate, odată cumperi o chestie și chiar se merită. Sau dacă nu este mai puțin, nu știu exact. În jurul ăla, oricum. Și foarte șmecher că poți să-i cumpere adunuri la el. Bun, eu vă las aici. Nu uitați să apăsați butonul de like. Îmi pare rău că am încurcat pachetele. Coletele. Trebuia să scrie pe unul despachetat și unul sigilat. Dar asta este. Bun, mă băieți. Noi ne vedem data viitoare. Cam acesta a fost clipul și baftă! Pa, 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 pam!